În doar câteva luni, banii alocați programului Nu Acasă s-au epuizat. Vestea bună pentru tineri este că programul va continua și în anii următori. Analiștii financiari atrag atenția asupra fenomenului de supraîndatorare care îi poate lăsa fără casă pe cei care și-au luat o locuință printr-un credit bancar. Mehedințenii nu sunt de acord cu aceste credite, deoarece nu știi cum te trezești într-un moment în care nu ai bani și nu-ți poți plăti creditul pe o lună. E o greșeală undeva. Când intră în clasă, maxim după jumătate de oră, trebuie să prezinte subiectele. Și de aici înainte le spune aveți 3 ore sau 5 ore de lucru. Dacă are 5 ore și ai răpit 3, în 2 ore ce mai faci? Nu e corect. Cineva a greșit undeva. Cred eu. Nu știu unde și cine. Dar cred că trebuie să își ceară scuze și să dea dreptate copiilor, ca să fie și mulțumiți. Creditele, fondurile pentru creditul Nou Acasă au fost terminate foarte repede, iar românii preferă să facă credituri ipotecare. Dumneavoastră ce părere aveți despre aceste credite? Aveți încredere în ele? E o greșeală ipotecată. Pentru că nu are servicii și se trezește fără casă. Și banii tot îi plătește, diferența de la casă. Pentru că vine, zice, ți-am dat 40 de milioane sau cât te-a dat, și după asta, zice, mai ai de mai dat 40. Deci 80 de milioane. De unde le ia? Când nu mai are nici casă, nici servicii. E o greșeală. Din partea mea, dacă aș fi copil, nu i-aș lua. Se facă dacă are cu ce plăti. Se facă. Sigur că și eu am trăit tot cu credite. Adică împrumutam. Dar nu atât de mult cât știam că pot să plătesc. Rata la bancă pentru o locuință nu ar trebui să depășească 20-25% din venit. Dacă depășește această sumă, gândiți-vă că trebuie să pui facturile, dar și cheltuielile legate de mâncare. Aveți încredere în credite? Sunt scumpe toate și eu știu lumea să împrumută, dar vede că lumea n-are cu ce să le plătească. Că și eu am rate în bancă și eu te mai... Luna asta am avut alte probleme și n-am plătit-o. Și acum mi-o pune mă jură, asta e. N-am ce să fac. Nu aveți încredere în credite. No. Când îți iei un credit de la bancă pentru o locuință, trebuie să te gândești dacă ești capabil să-ți plătești ratele pentru un termen de minim 6 luni.